Parlamentul Țărilor de Jos a aprobat în data de 13 februarie un act normativ referitor la donarea de organe, ce ridică mari semne de întrebare. Controversa survine pe fondul lipsei liberului consimțământ al cetățenilor adulți din Olanda, care reiese din legea nouă adoptată. Aceasta stipulează înscrierea automată în Registrul Național al Donatorilor de Organe a fiecărui adult olandez. Cei care nu doresc să le fie prelevate organele trebuie să-și exprime dezacordul în mod expres pentru a fi excluși din registru. Senatul din Țările de Jos a dat undă verde acestui act normativ aspru dezbătut, Camera Superioară a Parlamentului Olandei răspunzând afirmativ pe muchie de cuțit acestei legi, 38 de voturi fiind pentru și 36 împotrivă. Tot la limit a fost aprobată în septembrie 2016 de Camera Inferioară a Parlamentului acestei țări, Camera Reprezentanților, exprimându-se pentru doar cu 75 de voturi și împotrivă cu 74. În momentul de față, în acest stat european este în vigoare un sistem ce se fundamentează pe acordul prealabil, conform căruia cetățenii Olandei care vor să-și doneze organele după decesul lor trebuie să se înscrie ei înșiși în Registrul Național al Donatorilor.